punea problema desființării acestui părculeț. Se tăiase un copăcel. Doi. Da? Sau doi. Da. Doi copăcei. Astăzi s-a mers nițel mai departe, dar așa cu avânt, și sunt șanse mari ca într-un viitor destul de apropiat acel părculeț să dispară. Avem imagini de acolo. Avem și o rectificare de făcut. Zilele trecute am prezentat o declarație a vicepreședintelui Consiliului Județean, domnul Emanuel Neagu, care ne spunea că drumul ăsta spre Bisoca, pe undeva pe la Sărulești, o groapă mare, așa s-a prăbușit terenul acolo, spunea domnul Neagu că s-au terminat lucrările de acolo. Telespectatorii ne-au urecheat și pe noi de la Campus TV că am preluat această declarație. Cineva m-a sunat ieri și mi-a spus: domnule, acolo n-a venit niciun muncitor cu o lopată măcar, dar minte ca lucrarea să fie terminată. Avem două declarații ale vicepreședintului sau președintului Consiliului Județean, domnul Neagu. Reluăm discuția legată de apa și prețul ei. Da, prețul pe care îl plătesc buzoienii pe apa de la robinet. Avem o declarație celebră, aș putea să spun eu, primarului Constantin Boșcodeală, făcută chiar aici la Campus TV, unde domnul Boșcodeală spunea că prețul apei e unul mic la Buzău, nu este o problemă. Au contraatacat buzoienii, telespectatorii noștri. Au venit astăzi cu hârtia aceea la noi la Campus TV, de fapt cu facturi de la compania de apă. O să vă arăt o factură de 1.800.000 pe lună pe care o plătește un buzoian. Un alt prieten al emisiunii noastre ne-a adus vreo 4 facturi din acest an, de peste 1.000.000 fiecare. Apa la Buzău pare să devină încet, încet un lux, da? Ca o familie să plătească mai bine de 1.000.000 la apă, eu nu știam lucrul ăsta. La mine acasă se ocupă mai mult soția cu facturile, dar m-au luat și colegii pe holurile redacției pe aici. Păi stați puțin că și noi plătim, domnul Auraș, 1.500.000, 1.200.000, 1.300.000. Ce, asta e o știre? E un lucru banal la Buzău. O discuție despre propunerea PNL Buzău ca votul prin corespondență să se aplice inclusiv pentru alegerile locale. Adică cei din străinătate, buzoienii din străinătate, să poată să aleagă primarul de la Vadu Pașii, de la Robeasca sau Consiliul Local de la Buzău. O mai, discuție. Mai au multe idei crețește? Crețele a spus? Da. De asemenea, o declarație a domnului Cezar Preda, care solicită intervenția Consiliului Județean pentru rezolvarea problemei de la Spitalul Județean, unde medicii buzoieni amenință cu demisia. O să vă prezentăm și o frumusețe de groapă de pe strada Alexandru Marghiloman. Aflăm din această emisiune și pe ce se duc banii primăriei, pe subvenții mari la căldură și la transport. Avem o declarație a economistului șef din municipalitate. Dacă ne mai permite timpul, puțin despre Gloria Buzău pe final de emisiune. Avem și câteva imagini cu de la rugby. A fost meciul România-Italia, da? Și șeful echipei buzoiene de rugby era acolo cu un steag mare al României. Deci domnul Niță e la Londra. Bun. Începem, cum spuneam, cu părculețul de pe lângă zidul Episcopiei. Azi dimineața au venit muncitorii și au depus pe spațiu verde, între copaci, cum îi spune, un vagon din ăsta pentru, nu pentru muncitori, în care să se vândă, un container mai exact, unde să se desfășoare niște activități comerciale. Din câte înțelegem noi de la un locatar din zonă, ar urma să fie aduse mai multe containere respective, taman pe spațiu verde. Haideți să vedem materialul și poate unii dintre noi ne vom minuna. Așa cum v-am sesizat și în luna iunie privind abuzul care se petrece în acest spațiu verde, lucrurile nu s-au oprit. Contrar promisiunilor domnului viceprimar Bârlă și Dunel că acest teren nu va fi afectat cu nimic în viitorul apropiat, la ora actuală, azi dimineață, au decins aici niște cetățeni care plănuiau cum să introducă ceva aici. Eu m-am prins că e vorba de a introduce ceva
ceva și i-am întrebat, la care n-au vrut să răspundă, zice, nu știu, domnule, nimic, nu știu, s-au împrăștiat în toate părțile. Am plecat unde am avut treabă, când am venit am găsit peste două ore această baracă, această container de sticlă și din informațiile pe care le am, zice că se va mai aduce unul pentru a fi folosit ca lejerie, flori, fructe și am sunat poliția locală care a venit și i-a legitimat și le-a arătat actele că sunt proprietar pe 87 de metri pătrați în acest perimetru unde se află containerul și că va... Încet, încet dispare părculețul. Încet, încet dispare părculețul și lucrurile merg totuși greu pentru că am făcut o sesizare în iulie la DNA Ploiești în care i-am rugat 50 de semnătari, am documentele aici, ceream să fie luate de relate o anchetă privind atribuirea acestui spațiu ca proprietate, pentru că aceia au fost case într-adevăr, dar cei care au fost demolați au fost împroprietăriți cu apartamente, atât titularii bătrânii, cât și copiilor, până la nu știu leacă copil. Deci, de ce se prevalează cei care au obținut hotărâre judecătorească în instanță că sunt proprietari, nu știm. De ce se prevalează? Pentru că la început primăria a spus că acest spațiu este concesionat constamului și că nu se va construi nimic. E, acum aud că și constamul are proprietatea aceea, nu știu cum. Care este nemulțumirea dumneavoastră? Mulțumirea noastră este că se putea amenaja, așa cum e la blocul 14 la Crâng, lângă stadion, un părculeț de toată frumusețea, dacă l-ați văzut. Există lângă contractoare pe strada între două străzi, un parc până în contractoare, o excepțional de frumos, cu bănci, cu alei, cu unde se pot odihni niște bătrâni, niște copii, niște persoane care sunt libere și nu așa ceva să ne pună în coasta blocurilor asemenea țigănie. Îi spun pe nume. Da, l-am ascultat pe domnul Gheorghe Eftime, da, unul dintre locatarii din zonă și pare să fie unul dintre buzoienii care țin la acest oraș și la părculețul din fața blocului dânsului. Mă uitam și eu cu domnul avocat la imagini, într-adevăr, un verde crud, o frumusețe de parc în zona respectivă și cu copaci din preajmă, e drept că au de rămas mai puțini. Da, iată o nouă achiziție pentru acest părculeț. Vedeți și dumneavoastră această cotineață, acest container, unde probabil, nu știu, în zilele viitoare, săptămânile viitoare, se vor vinde șosete, chiloți, gogonele sau diverse alte lucruri folositoare buzoienilor. Domnul avocat, vă că priviți cu nesați imaginile, iată ce frumos a intrat astăzi mașina, utilajul respectiv pentru a depune containerul, înțeleg că după masa asta urma să vină cel de-al doilea container adaptat perfect zonei respective. Vă place, domnul? E frumos, nu? Da, vreau să fac o comparație jignitoare pentru orașul la care mă voi referi. La noi spațiile verzi sunt distruse, sunt ocupate cu tot felul de șmecherii, a unor învârtiți, ca să nu spun altfel. Știi cine este proprietarul celor 87 de metri pătrați, nu? Nu. Ei, cum să nu? Nu, nu știu. Este un proprietar. Nu, domnul director a fost prefect. Domnul director din primărie a fost prefect. Păi nu, stați puțin, vă referiți la domnul Baltă. Da, păi nu, domnul Baltă a vândut. Hai să ne înțelegem. Deci proprietarul care se pretinde inițial a fost familia Baltă. Da. M-am interesat și eu între timp, zicese că într-adevăr a avut acolo casă, dar știi care e șmecheria? Că a fost naționalizat și a fost despăgubit. Da, mă rog. Trecând peste asta, spuneam că vreau să fac o comparație jignitoare. Parisul și-a dublat spațiul verde, dumne. Deci au făcut tot felul de artificii. Și în contrapartidă, noi ești la alții trebuie să ne spun că înjumătățim spațiul verde ca să fie media bună, nu? Noroc cu Crângul, care și ăla este îngrijit așa cum este. Da, mă rog, există. Însă, asemenea, să-i spunem politică, că nu poți să-i spui altfel, asemenea politică de distrugere a spațiului verde, de schimbare, de înlocuire, dacă știi, aici, în centru vis-a-vis de CEC, au ras pur și simplu așa și au făcut un spațiu verde, au dispărut toate gardurile acele vii și au făcut un spațiu verde pentru ca să ce? Cei de la primărie, domnul avocat, vor zice, domnule, noi nu avem ce să facem nimic, omul e proprietar pe terenul respectiv, face ce dorește. Dar nu aveam cum să acuz primăria, aveam să acuz sistemul care a permis ca să se reconstituie dreptul de proprietate a unui cetățean în mijlocul unui parc. Acum, dacă mai ți-aduci aminte, la emisiunea anterioară, domnul Bârla a intervenit în direct
Și l-am întrebat un lucru, să zicem, firesc. Bun, ați concesionat terenul respectiv. Da, l-ați concesionat, dar la momentul la care l-ai concesionat, i-ai pus niște condiții. Dar ăla nu era declarat prin hotărâri de Consiliul Local parc, deci în domeniul public al municipalității. Nu era parc. Nu era așa parc. Ca pe mâine, nu era parc. Asta este. Un loc asfaltat, probabil, așa da. Figura în scriptele de municipalității. Asta este politica în ceea ce privește domeniul public al municipalității în materie de terenuri necesare intravilanului. Da, domnul Bârlă a promis la momentul respectiv, făcea și telespectatorul nostru referire, că pe acest părculeț, pe terenul acestui părculeț, suprafața lui, nu se va construi nimic. A promis domnul Bârlă. Da, iată, să ține de cuvânt. Nu se construiește nimic, dar părculețul dispare. Da, sub containerul respectiv este din asta de forță, cum se numește, rețea electrică, un cablu electric de forță. Acolo este de altfel și semnalizat. Nu că am trecut în mod special pe acolo, dar este, mă rog, semnul de curent de înaltă tensiune. Nu știu cum naiba obțin ăștia tot felul de avize, dar... Da, probabil, nu e o clădire, da? Da, nu, cine nu, știe? Este. Dar se poate construi și clădirea în altă parte, vin o agață băieții în cărlic, cu utilajul, hop, și a pus acolo. Dom'le, da. Nu s-a construit, domnule, pe terenul respectiv. Este construcție temporară. N-ave ce zice. Este construcție temporară, nu este legată de sol, în sfârșit. Da. Regulile sunt astea. Avem un telespectator care așteaptă de câteva secunde să intre în legătură directă cu noi. Nicio problemă. Bună seara! Bună seara, domnul Auraș, dumneavoastră și domnului avocat. Eu sunt cel pe care m-ați filmat. Astăzi, domnul Eftimie, da? Da, Eftimie. Problema este așa, să nu uit din start să vă rog și să vă rog din suflet în numele maturilor locatarii de aici să ne ajutați în demersul la către DNA Ploiești, să ne dea și nouă un răspuns. Dacă a luat firul de la cap la coadă, să vadă cine a reușit în 2002 să concesioneze acest teren, să-l schimbe destinația. Da, îmi pare rău, aici nu vă pot ajuta. DNA este o instituție la care noi, presa, n-avem acces. Nu, din păcate aici putem să batem la o ușă închisă. Noi ne putem adresa doar celor de la Buzău, primăriei. Da, DNA nici nu-i pace pe la Buzău, pe la Ploiești. Da, mă rog, noi am făcut sesizarea din luna iulie acolo, nu ne-a dat niciun răspuns. Și ce ați reclamat la DNA? Am reclamat că de-a lungul anilor, din 2000-2002 până în 2006, s-a făcut acea mânărie, să-i spun pe nume, în Consiliul Local, cu domnul Goscodeală și cu ai săi consilieri, care sunt numai rude, și au trecut acest spațiu în domeniul curții construcții. Nu este legal ceea ce au făcut din hotărârea de Consiliul Local. Și din ce l-au trecut în categoria curți și construcții? Pe ca să-l poată face ceea ce vedeți acum acolo. Pe dar n-a fost de la început așa, în categoria curți și construcții? Și cum ați noastră? Nu cred. Cotinețe și... Nu. N-avea cum. A fost împrejmuit cu gard viu, s-au plantat pomi. Deci dacă municipalitatea îl categorisea în curs construcții, nu mai punea atâția arboret pe care îl vedeți. Bun, deci înțeleg, domnul Eftimie, că singura dumneavoastră speranță e la DNA, da? Să intervină DNA-ul aici. Și vom avea cu toții mari surprize. Vom avea cu toții mari surprize de modul cum a fost făcut acest... Sperați dumneavoastră că vor fi surprize. Sperăm. Dar nu cumva să aveți surprize să vă treziți cu mai multe containere din asta sau cu vreo construcție în zonă? Că eu cred că e mai aproape o surpriză de genul ăsta. Atât cât va mai fi penalul în fruntea municipiului, penalul și cu ai lui acolit, așa vom avea. Pentru că nu se poate așa ceva. Deci dacă au fost acolo proprietarii, părinții celor care au vândut acum săracul domnul Balt, a vândut și el niște pământ din centrul orașului. Au fost proprietăriți cu apartamente, tot fi urmașii părinții. Doamne, există o hotărâre judecătorească, nu putem comenta prea mult aici. Nu putem comenta, dar sunt multe hotărâri judecătoresc. Dacă să ia cine trebuie de ele, o să vadă cât început au fost făcute. Nu, da. de hotărâri, de documentele care au stat la baza emiterii, da, hotărârii. Exact. Da. Bun, domnul Eftime, ce veți face dacă vor mai apărea astfel de containere pe spațiu?
apelăm și noi la dumneavoastră să le imortalizați, să le arătați și să vadă tot muzeul cum gestionează domnul din primărie această urbe. Pentru că mi-a spus că e treaba lor cum o mai ajută, dar e treaba așa mea. Că plătesc taxe și impozite, să am și eu ceva frumos. Nu mai eu. Toți miile de muzee în care se perindă pe acest bulevard zi de zi. De ce se vadă țigănia asta de sticlă acolo, unde va pune chiloți, izbene, flori, fructe și nu știu ce mai... Ar fi frumos dacă ar pune flori până la urmă, dar... Adică n-ar... Nu, măcar să pună flori, dar s-ar asimila puțin zone dacă s-ar pune, s-ar vinde flori acolo, nu? Nu s-ar vinde, da, nu să planteze, să vândă, da. Deci speculații din astea ieftine, cum e chelătăria de la piață și așa mai departe. Domnul Eftimie, stați liniștit pentru că în zona respectivă nu niciun fel de vad comercial. Poate să vând acolo și etnobotanice. Nu, nici covrigi nu o să meargă? Nu merge nimic acolo. Domnul avocat, nu va fi vad comercial pentru aia, dar va fi vad comercial pentru măgărie, țigănie, murdărie, care va fi acolo cât cuprinde. Deci dacă au cineva, au râs, să aud la acest domn edil ai orașului, se deschide acum, când nu-i prea târziu. Pentru că vor trezi cu niște surprize pe care le va regreta. Urechile lor sunt înciulite în altă parte. Mulțumim frumos pentru intervenție, domnul Eftimie. Și noi vă mulțumim și pentru faptul că a semnalat ce se întâmplă acolo. Eu personal nu sunt de acord, dar cine știe, or fi și cetățeni ai municipiului Buzău care agrează așa ceva, astfel de containere pe spațiul verde. Da? După cum putem urmări în aceste imagini, am și o rugăminte la telespectatorii care sună pe numărul de mobil să o facă pe numărul de fix, care este afișat pe ecran și vor fi introduși în direct de către colegii mei. Numărul de mobil afișat pe ecran este doar pentru SMS-uri. Bun, mergem mai departe. Trebuie să facem și această rectificare. Am fost urecheați de către telespectatori pe bună măsură legat de drumul ăsta spre Bisoca. Dacă colegii mei pot pune imaginile, să vedem cum arată acolo drumul spre Sărulești și spre Bisoca, da? Este o alunecare de teren care adastă în felul ăsta, din câte înțelegem noi, de mai bine de 6 luni. Este un drum județean. Acolo, vedeți, abia se mai poate circula pe un singur fir. Înțeleg de la cei din zonă că autobuzele nu mai pot circula pe zonă, doar astea maxitaxurile, astea microbuzele pot să mai transporte călători și eventual autoturismele. Avem o declarație pe care ne-a dat-o zilele trecute, sau ieri chiar, domnul Emanuel Neagu, vicepreședintele Consiliului Județean, în care domnul Neagu zicea că situația din zonă s-a rezolvat. Haideți să-l ascultăm pe domnul Neagu. Și încă o problemă, dacă vreți, acută în zona Sărulești, la intrarea în comuna Sărulești, tot în urma precipitațiilor s-a produs o alunecare de teren și acolo suntem în curs de finalizarea lucrărilor, deci iarna, zic eu, că ne va prinde pregătiți din punct de vedere al infrastructurii. Da, spunea domnul Neagu că, e în curs de rezolvare această problemă. Încă o dată spun, oamenii de acolo ne-au sunat, sau și telespectatorii din Buzău care au mers pe acolo, domnule, n-am văzut un muncitor, ce lucrare să fie în curs de finalizare. Și domnul Neagu a dat astăzi o declarație mai apropiat sau conformă cu realitatea. L-ascultăm pe domnul Neagu și apoi luăm și un telefon în direct. Este în stadiu de proiectare. În cel mai scurt timp vom începe și lucrările de execuție acolo. Până acum s-au efectuat acest tip de lucrări în mai multe zone, cum ar fi zona Aldănii, unde era o problemă acolo. Suntem în curs de probabil că în 20 de zile. De gata, în zona Bercam, mai precis în zona satului Valea Nucului, perioada de execuție 52 de zile, au trecut 10 zile, deci în 40 de zile trebuie terminată și acolo. Același lucru vom face și pe drumul județean care leagă Vintilă-Vodă de comuna Bisoca, punctul Sărulești.
Da, de fapt se apropie de finalizare proiectul, din câte înțelegem, pentru refacerea zonei respective, iar apoi va urma lucrarea. Problema e că bate iarna la ușă. Emisiunea de acum 3 luni de zile, exact drumul ăsta îl prezenta. Deci acest președinte vice, cum vrei să-i spui, habar n-avea din 3 luni de zile, habar n-avea ce s-a întâmplat acolo, de asta a trebuit să dea două declarații. Pentru că proiectarea pentru așa ceva nu ia 3 luni. Deci, încă o dată, habar n-are cât durează proiectarea. În primul rând că trebuie să facă întâi un studiu, mai mult sau mai puțin de specialitate, pentru că să vadă ce anume lucrări sunt necesare pentru consolidare, pentru stabilizarea terenului, după care faci proiectul ca să vezi ce anume proiectezi, dacă nu faci studiu de specialitate cu privire la necesitatea de stabilizare a terenului, degeaba faci... Deci mai durează să înțelegem, domnul avocat. Stai liniștit. Oricum, domnul Neagu zicea că se va termina până vine iarna. Păi iarna vom trăi și vom vedea acum dacă se face... Poate iarna lucrare viitoare, dacă... Bun, haideți să luăm și telefonul în direct, așteptat de câteva minute un telespectator. Bună seara, ne cerem scuze. Alo, bună seara, nu e nimic. Domnul Auraș, am și o problemă. Vă rog. De luni bune, de zile, când vine factura de apă rece, deși se dă corectirea apometrelor din casă, diferența de apă potabilă lunar este 2 metri, chiar astăzi am luat factura, este de 2,60 metri. În condițiile în care nu am fost acasă, am dat citirea, au fost 2 metri de apă, eu plătesc 4,60 metri. 400 și ceva e. Vă dați seama, plătesc cu 200 de mii metru cub de apă rece. Da. Doamnă, vă dau o veste bună. Da? Ați plătit puțin. Ați plătit puțin. Uitați aici, am eu o factură de la un domn care a venit astăzi la sediul redacției noastre. Știți cât a plătit în plus? A, știu că am urmărit emisiunea. Uitați aici, 9,7 metri cubi, adică aproape 10 metri cubi a plătit. Adică un vagon, doamnă, un vagon de apă rece. Păi și dumneavoastră vă plângeți de 2 metri cubi în plus, doamnă? Nu, asta este luna asta, domnul Auraș, dar dacă vă aduc facturile din urmă, am plătit vagoane pentru că n-am fost acasă luna trecută. Și am consumat doar 2 metri. Câte apartamente sunt la dumneavoastră, doamnă? 20 de apartamente. 20 de apartamente ori 2 metri cubi. Vă dați seama câtă apă chipurile este în plus facturată de către această companie? Au un bazin în subsol. Doamna nu vrea să spună, dar au o piscină în subsol, da? Și o umpleți periodic. Da, sigur. Avem, știți ce-i culmea? Că noi am reparat la subsol, este uscat. Atunci o aveți pe bloc. Nu e la subsol, o aveți pe bloc, știu. Toată lumea are centrală, deci toată lumea consumă apă rece. Pe mine mă miră foarte tare că în atâta amar de vreme nu s-au sesizat cei de la apă că s-ar putea să fie defect apometrul lor, apometrul central, care ei zic că fac o confruntare lunară și de acolo diferența de apă potabilă. Deci, ei, doamne, cât ar fura fiecare dintre ceilalți colocatari? Sau cât ar fura fiecare, cât ar umbla la apometri? Nu se poate o asemenea cantitate. Deci, 2 metri cubi la 20 de apartamente sunt 40 de metri cubi. Da, 4 vagoane de apă. Calculam cu soțul meu. 40 de metri cubi de apă lunar pe care îi imposibil așa ceva. Deci nu e vorba de picătură aici. Da. Da. Nu e vorba de picătură. Mulțumim frumos pentru intervenție, doamnă. Da, v-aș ruga să-mi spuneți cui și să mă adresez. Cui să vă adresați? Da. Nu știu cui să vă adresați. Sau dacă ne-ați putea ajuta să sesizați, să, eu știu, să faceți o temă de discuție. Da, oricum o să avem acest subiect. Mai arâncătăm puțin o groapă în asfalt și revenim abrupt în subiectul ăsta cu apă, ca mai multe declarații. Bine, da? Bine, mulțumesc mult. Bine, rămâneți pe recepție, doamnă. Mulțumesc frumos oricum pentru intervenție. Haideți să vedem preț de câteva secunde. O frumusețe de groapă, a zice eu că e un concurs de gropi, așa, pe strada Alexandru Marghiloman, la intersecția cu Alea Sporturilor. Avem imediat imagini de acolo pentru a fi cât mai expliciți. Șoferii din zonă probabil că au admirat, sau care trec prin zonă sau au trecut zilele astea, au admirat acest frumusețe, acest concurs de grup. Vedeți și dumneavoastră, au ceva adâncime. Unii mai răutăcioși ar putea zice, dacă a explodat ceva pe acolo și de asta arată strada respectivă, exact așa, iată, un
A, era de la școală, da. Nu ținea la mașina lui. Ați văzut că a intrat direct cu roata în groapa respectivă. Eu am văzut și alte imagini. Ia uite și tot cu școala era, nu? Nu, era mașina firmei, nu era mașina personală, pentru că urmează și câteva imagini cu șoferi care ocolesc, o iau pe contrasens pentru a ocoli groapa. Ia uitați, ați văzut cine își iubește mașina? Da? Nu intră pe acolo. Ăsta... Da. Ia uitați ce frumos și încet, ați văzut cum ocolește, uite mai vine unul, ia să vedem. Ăsta e cu școala. Și ăsta e tot cu școala, n-are nicio treabă, intră drept, probabil nici instructorul nu era atent. Eu mă mir cum de-a rămas groapa asta, craterul ăsta, pentru că știu că au dat colegii mei zilele trecute o știre că să cârpește strada asta Alexandru Marghilomanda, probabil că au luat-o din partea sălată, dinspre pod și n-au ajuns încă aici la intersecția cu aleea sportului. Dar groapa de la capăt de la Unire dinspre Ploiești, deci când intri de la, când vii de la Ploiești pe o bandă de mers de intrare în Buzău, este ocupată de 2 săptămâni de o groapă semnalizată, împrejmuită, ca lumea, e foarte bine semnalizată. Dar acolo este. Da, pe și asta la altă, de aceea de la intersecția Unirii cu Transilvania, sau cum zice, strada Obor, de la semafoare din centru și aia la fel. De 2 săptămâni, nu lucrează nimeni acolo, dar e semnalizată foarte bine, dar într-adevăr, cu alb și roșu, da, e cu bariere foarte elegante. Da. Haideți să luăm telefonul direct, că avem pe cineva care așteaptă. Bună seara! Bună seara! Spuneți, vă rog! Am și eu câteva probleme. În primul rând, cu apa rece, domne. Păi, haideți că urmează rubrica acum. Da, spuneți! Am fost plecat și când am venit, am dat drumul la apă rece să beau. Dimineața, neagră. Am anunțat pe administrator, asta a fost duminică, luni, la fel. Că mă trezesc la 8:30 cu 2 la ușă. A sunat jos, a urcat sus 2. Unul avea 2 sticle în mână și unul mapa. Un ziar cu să facă procesul verbal. Bineînțeles că consumasem aproape 5 găleți de apă ca să la bucătărie. Că nu mai curge acum. Zic, uite dom'le, am luat în sticla asta. Păi nu-i valabil. A luat el de acolo, până la urmă zic, domne, dar și cu sticla asta ce fac? Și că a golit-o pe lui și a pus-o pe a mea. N-a durat, a făcut un proces verbal și s-a dus la alți vecini. Până să iasă de la mine, sună iar interfonul. Mai apare încă 2. Tot așa. Tot ăia sau alții? Nu, alți 2, domne, alți 2. Pe cuvânt de cinste, vă spun. Și ăștia ce vreau? Tu cu apa? Ăștia, da, cât de la apă... canal să vadă. Zic, băi, mai vine 2 domne. Pe cuvânt, dacă vă... Da. Păi iată, promptitudine din partea ta. Adică au venit mai târziu, e drept, dar... Au 800 de inși acolo. Să plebe... Asta e una. Am fost în alt oraș, de-aia, vă spun, 5 lei și 70 de bani apa canalul. Cu totul? Cu totul, domne. Da. Să vă mai spun ceva. Am văzut un oraș frumos, Oradea, vă spun cinstit. E în altă țară, domnule. Da, asta Oradea nu e în România, domnule, e la unguri sau la austrieci. Să vă spun, domnule, pavajul făcut ăla care l-a făcut până lângă biserică, în piață, nu mai spun. Acolo îți rup picioarele. Ei și ce a făcut? A turnat smoală între aia ca să nu ploaia să spele nisipul. Am înțeles. De să învățăm de la cei din Occident, nu? Nu vă mai spun. Pe Crișul, jos și pe dreapta și pe stânga, biciclete și pietoni. Un pod nou făcut acum peste Criș, făcut tot așa, bicicletă, pasager și ailante. Nu ca la Mărăcine, te dă biciclistul peste tine. Da, așa e, aveți dreptate. Cu gunoi, să vă spun. La gunoi... Ce avea? Închis cu gard sârmă de la plasă de sârmă de 6 și acoperișul pe sot și containerele astea care le-a pus acum la noi, puse lângă gard așa și o gaură numai cât poți să bagi bidonul de plastic de 5 kg sau... Păi da, dar și la noi este așa, în multe zone nu, din asta. Închis cu ială și acoperișul la fel, nu intră nimeni acolo.
la el. La noi ați văzut cum fac cu puradeii. Cu puradeii poți să intre pe fanta respectivă. Da, îi țin mămicile sau tătici și puradeii intră pe fanta respectivă. Dar probabil că la Oradea vor fi mai puțin sau au altceva de făcut. Un lucru. 75% din blocurile lor au acoperit și cele cu 14 etaje are, domne. Și au făcut mansardă. Spun cinstită. Nu, acoperiș. Acoperișile. Nu mai spun cele cu 4 nivele, 7 nivele. Da, așa au fost, așa au fost făcute de la început, nu? Nu. După revoluție. Unde? Uh-huh. Sunt făcute acum 6. Așa, de, da, cu mansardă, da? Și mai locuiesc acolo niște 2-3 familii, da? Sus, la mansardă. Da. Mai puțin au așa. Și cei care au pus antene pe blocurile alea plătesc, nu știu ce, casa de firmele de cablu. E multe, dacă v-aș povesti. Da, mulțumesc frumos. Cluj, la fel, vă salut și vă... Da, mulțumim frumos pentru intervenție, domnul meu. Haideți să ajungem la subiectul ăsta cu, cu apa. Avem mai multe declarații pe care ni le-au dat astăzi câțiva telespectatori supărați care au venit la sediul Campus TV. Pare că apa la Buzău începe să devină, dacă n-a devenit deja, un produs de lux. În emisiunea de ieri eu îmi manifestam nu nemulțumirea, neîncrederea că în municipiul Buzău pot exista facturi de 1,5 milioane la apă pe o lună, da? Nu venea să cred că buzoienii pot să plătească o asemenea sumă și stau și mă întreb, dom'le, ce-or fi făcând ăia săraci care câștigă și ei salariul minim pe economie, vin cu 7 milioane net acasă și din alea 7 milioane trebuie să plătească la apă 1,5 milioane la apă. Și tot așa mi-am adus aminte de o declarație pe care domnul primar Constantin Boșcodel a dat-o aici la Campus TV într-o emisiune în urmă cu vreo lună, ceva de genul ăsta. Domnul Boșcodel spunea, și o să ascultați imediat declarația, domnule, nu, la Buzău se plătește puțin la apă, nu e problemă la apă, facturile vin mici la apă, problema e la gaze, zicea domnul Boșcodel, acolo plătesc buzoienii mult. Haideți să-l ascultăm pe domnul primar. Și ca urmare, buzoienii nu plătesc un preț foarte mare pe apă. Și ca urmare, buzoienii nu plătesc un preț foarte mare pe apă. Eu vă asigur că, din acest punct de vedere, factura la apă nu este cea mai importantă într-o gospodărie. Cea mai scumpă factură este la gaze. Dar vedeți că cine mă întreabă este foarte interesat de apă. Că gazele sunt scumpe și că aparțin unei societăți străine care mărește prețurile ori de câte și ne afectează pe toți, de acest lucru nu prea se discută. După părerea mea, cel mai bine ar fi să se scadă prețul la gaze. Da, l-am ascultat pe domnul primar Constantin Boșcodeală. Imediat vin niște domni foarte supărați care au venit astăzi la sediul nostru la Campus TV. Primul dintre ei se numește Grigorescu, da? Domnul Grigorescu Bogdan a venit astăzi la redacție și ne-a adus această factură cu o diferență la apă incredibilă. N-am... Da, bine, trăiești în viață și afli, vezi cât mai multe lucruri, unele dintre ele care nu ți-ar trece prin cap. 9,7 metri cub de apă în plus diferențe, da? A fost pus să plătească acest domn. Factura este pe luna septembrie, deci luna trecută, 8 octombrie, da? Este datată, da, această factură. Omul a consumat 6 metri cubi. Da? Iar cei de la compania de apă e cu facturare directă, deci nu trece prin asociația de proprietari. Mulțumesc frumos colegilor din regie. Vedeți și dumneavoastră acolo în coloana a treia unde apare cantitatea. 6 metri a consumat omul, diferența apă potabilă 9,7 metri cubi, deci un aproape vagon, 10 metri cubi. Da, nu, și asta... nu mai zice metri cubi ca să pricepe oamenii. Un vagon a plătit omul ăsta de apă în plus. Da, se poate așa și asta nu este tot. Vedem și cât trebuie să plătească omul nostru. Iată, 1.400.000
costă factura de luna asta, a mai rămas un sold de 400 de lei, de 400 de mii de lei de luna trecută, că probabil omul i-a venit la fel de mult și n-a reușit să plătească și are în total de plătit 1.800.000 la apă luna asta și ceva de luna trecută. Bun, dar, îmi dai voie dacă nu avem și declarația? Avem și declarația. Haideți să le audim și după aia dăm voie 20 de secunde să spun ce facem. Serios. Împreună cu domnul Grigorescu și cu... Singura chestie, trebuie să facem o plângere pentru la parchet, o plângere in rem, să stabilească în funcție și să dăm, știu eu, câte facturi vor dori Buzoiene să ne aducă, să facem o plângere în rem pentru că să stabilească dacă există sau nu o infracțiune în modalitatea în care se calculează această apă în plus, această diferență dintre apometrul central și apometrul fiecărei cetățeni. Da, cei de la compania de apă vor spune, domnule, noi avem apometrul la intrare în bloc, atât arată... Problema este simplă. Dacă însumezi, să zicem, la 2000 de apartamente, nu știu câte sunt în Buzău, dar 2000 de apartamente și dacă la fiecare dintre apartamente ai facturat în plus că a fost o diferență de 2 metri cubi, vezi care este cantitatea respectivă care ar fi trebuit să fie furnizată în plus și vezi câtă apă ai scos tu, că ai acolo contoar la momentul în care ai scos de la puțurile de furnizare. Da. Haideți să ascultăm și telespectatorul nostru care așteaptă și el pe fir. Bună seara, spuneți, vă rog. Bună seara, domnul Auraș, dumneavoastră și domnului avocat. Domnul Auraș, vă rog. Este o problemă strigătoare la cer, problema asta cu apa, domnul Auraș. Să vă dau repede, să nu morculez telefonul. Deci, eu lucrez la bazar, la obor. Nu există lună să nu plătim câte 40-30 de metri cub de apă în plus. Deci, pe tot blocul? Pe o scară. Păscară, da. Păscară. Ne certăm cu administratorul, l-am adus aici, am verificat, am citit apometrul lor, al instalat de ei și imediat la un metru este apometrul blocului. Nu există spărtură, totul uscat, pierdere. Am fost cu administratorul la fiecare om în apartament să vedem, citirile sunt corecte. Dom'le, sunt vagoane de apă, blocul ăsta ar trebui să stea, să plutească așa, dar în fiecare lună și nu acum. Deci i-am spus, domnule, dar de ce nu refuzi factura la plată? Dacă îți vine, oamenii îți predau citirile, da? Citești apometrul la intrarea blocului, citești palului, de ce sunt diferențe atât de mari? Și distanța între apometrul lor și apometrul nostru la bloc, e vorba de un metru ceva. Un metru ceva, atâtea vagoane de apă se pierd. Deci ei își bat joc puțin de noi. Și nu odată, făceam un calcul, în 6 luni de zile, câte 30-40 de metri cub de apă, vă dați seama? Și avem scandal în fiecare dar nu. Nimeni am spus domnul. N-au capacitatea, domnule, să furnizeze atâta apă. Dacă la fiecare bloc în plus facturează o asemenea cantitate, să-mi spună și mie cum au scos-o, cum au distribuit-o, pentru că la un moment dat, din punct de vedere tehnic, capacitatea de furnizare este una singură. N-ai cum să să pompeze atâta apă. Domnul avocat, din întâmplare lucrez la distribuția de gaze și eu știu bine ce înseamnă. Cum pot să aveți dreptate noastră să facturez atâta apă când eu am scos din pământ o anumită cantitate? Exact. Deci, nu, cei de la compania de apă pot, domnul meu, stați liniștit. Da. Știu cum se face, știu, dar nu se poate așa ceva. Și mă uitam la domnul care zice că face nu știu, investiții. Ieri dimineață știți cum era domnul Auraș, apa era neagră, neagră, neagră. Deci, și la dumneavoastră? Da, neagră, neagră, neagră era apa. Și am vrut să filmez cu telefonul și să mă duc la domnul director ăsta de la apă. Se arăt, uite, domnule, vezi și spalte dimineața, bărbărește dimineața. Da, mulțumesc frumos pentru intervenție, domnule. Nu, vă dau altă sugestie. Înainte să se enerveze foarte tare telespectatorul nostru. Duceți sticla de apă să-și spele Mercedes-ul, domnule, cu ea. Da. Bun, haideți să-l ascultăm pe domnul Bogdan Grigorescu, da? Domnul care a venit astăzi cu această factură demnă de remarcat. Da? Haideți să urmărim material. În primul rând, așa cum am promis și în emisiunea de aseară, și dumneavoastră bineînțeles că n-ați crezut, am venit cu factura, da? Eliberată de compania de apă Buzău, în care sunt... specificați cei 9,7 metri diferență. Apă potabilă, rece. Stau și mă întreb, unde sunt ăștia? Da? Ne facem rost de barcă, de iahturi ca restul lumii. Ce s-a întâmplat dacă era și apă caldă? Cât era diferența?
S-a achitat cei 6 metri consum, baie plus bucătărie, și există diferența de 9,7 metri cub. Metri cu pierderi. Unde sunt? Această factură, dacă se poate și filma, are 140 RON. 1.400.000 de lei vechi, exact. Cum vi se pare o astfel de sumă la apă? Să dea și telespectatorii un răspuns. Mie mi se pare enorm de mare pentru o familie de două persoane și la o garsonieră. Da, l-am ascultat pe domnul nostru, domnul Grigorescu Bogdan, supărat. Mai mult, dânsul susține că locuiește doar la o garsonieră și, în plus, acești 9 metri cubi diferență sunt doar la apă rece, întrucât în blocul respectiv nu sunt niște probleme cu țevile și cetățenii din blocul respectiv nu beneficiază de apă caldă. Zicea la un moment dat, domnule, ce ar mai fi fost să mai avem și apă caldă și acolo să vezi pierdere, ce doar pentru apă rece. În blocul respectiv nu circulă apă caldă. Telefon. Foarte mult, 9 metri cubi, așa ceva, n-am mai văzut. Mai luăm un telefon în direct, dar am rugămintea la telespectator să fie cât mai concis în intervenția sa. Vă rog, spuneți. Asta și încerc să fiu cât mai concis. Despre ce e vorba? Întâi să vă dau bună seara. Bună seara. Să știți că la o emisiune de genul ăsta era bine dacă invitați pe cineva de la laboratorul de metrologie legală, care e lângă bazar, lângă oficiul de protecție a consumatorilor. Și acolo vă spunea un reprezentantul cum se poate frauda un contoar să arate mai mult decât intră acolo, cu garnituri cu diametru mai mare. O să vă explice dacă este, dar numai dacă... Mâine merg acolo, domnul, da. M-a făcut foarte curios. Mâine merg acolo. Acum nu știu dacă... Vă explice. Există posibilitate, dar... ca să poți să câștigi în compania cu apă, trebuie să te luci cu armele lor. Altfel, nu există nicio șansă, domnul avocat, cu darea în judecată, cu 2000... Nu darea în judecată, nu. Faceți plângere în rem. Adică nu se știe care este fapta și cine a făcut-o și atunci vin cei de la metrologie și la blocul ăsta calculează cât ar fi putut să fie jmânărite apometrele cetățenilor și cât ale ramului. Și atunci se va vedea dacă e posibil așa ceva. În mod sigur, în blocul respectiv, apometrele din casă, contoarele de apă din casă nu mai sunt verificate. Deci asta e clar. Dar nu se poate asemenea cantitate, domnul meu, nu e imposibil așa ceva. Da, nu este posibil, să știți. Este posibil. Clasa de precizie la contoarele de care le-au în casă e cel sigur este de categorie B, deci cu clase medie. Asta cu siguranță, domnule, dar ar veni, omul nostru a consumat 6 metri și au venit 9 metri diferență, da? De 6 cu 9, 15 metri cubi. Totuși, este cam mult pentru un consum de la o garsonieră pentru două persoane. Dacă l-ați întrebat din ce an e blocul, atunci aflați și care e situația cu instalația de apă din blocul respectiv. Spunea cineva că a venit acasă și a dat drumul și a curs 5 gălezi după ce a fost mult timp plecat. Asta mi-a arătat mie că pe instalația lor acolo interne în bloc... Nu, exagera domnul respectiv ca să sugereze faptul că îi curge apă murdară, da. Telefonul care l-a spus precedent cu cel care spunea că lucrează la gaze și care știa despre ce e vorba, dar ați văzut că n-a spus. Era bine totuși să fie spus și cum că e presiunea la gaze atunci când crede că scade... presiune pe instalație. Acolo e altceva. Bun, deci domnul meu, în esență, dumneavoastră susțineți că nu e așa problemă mare dacă faptul că omului i-au venit 9 metri cub diferențe se poate... O să vă spun ceva și să nu mă considerați aspru sau prostia cu asta. Și asta e adevărat, dar e greu de crezut că toți se spun. Bun, dar mai am o întrebare la dumneavoastră. Totuși, domnul meu, vi se pare corect în regulă ca o familie de buzoieni să plătească la apă facturi de 1,5 milioane pe lună? V-am zis ce costă mult. V-am spus ce costă mult. Eu unul am avut meciuri cu compania de apă și după 4 luni de zile am reușit ca timp de 2 luni să primesc facturi pe minus pe blocul unde locuiesc. Așa că știu ce vorbesc. Am înțeles, da? Iată, nu toți buzoienii, domnul meu, au această capacitate de a se lupta cu compania de apă. Și cunoștințele necesare. Intereseze. Dacă se duce la laboratorul de metrologie ilegală,
se află cum se poate face treaba. Da, totuși verifica. Nu mi-ați răspuns la întrebare, domnul meu, dacă vi se pare normal ca o familie de buzoieni să plătească peste 1 milion pe lună la apă. Nu e normal în condițiile cinstite, dar dacă și acolo sunt cei care își mecheresc, vă spunea cineva odată că bagă pe acolo sârmă, blochează contoarul, consumă doar un metru cub și el de fapt consumă 10, fiindcă ăla nu mai înregistrează, iar pierderile alea plătesc ceilalți. Chiar așa fiind, domnule, dar e mare cantitatea, domnule, își mânăresc, dar nu poate să consume un vagon de apă, domnule. Nu poate, n-are cum. Are cum, domnule. Dar lăsați de curiozitate într-o seară așa să curgă apă în ghiuvete ca de grosirea unui băț de chibrit și vedeți dimineața când nu, eu am, acum am la casă și s-a spart la robinetul de afară și a curs aproape toată noaptea. Păi nu mi-a venit, domnule, atâta factură, domnule. Da. Bine, mulțumim frumos pentru intervenție, domnul meu. Trebuie să luăm și noi o scurtă pauză de publicitate. Revenim la acest subiect. Avem o altă declarație a unui buzoian. Tot așa, a venit omul cu facturile. 4 luni din 2015 în care a plătit mai bine de 1 milion pe lună la apă. Foarte mult, a spune eu. Încă o dată repet, apa la Buzău tinde să devină un lux. Publicitate, revenim.